Joi seara, Astra Giurgiu și formația norvegiană Strømsgodt Set au jucat finala turneului spaniol de fotbal Copa del Sol. Din păcate, giurgiuvenii nu și-au putut adjudeca trofeul, singurul gol al partidei fiind marcat de Olsen în minutul 83, deci 1-0 pentru norvegieni. Astra a început meciul în formula Coman, Mățel, Găman, Pap, Moraiș, Laban, Seto, Yoda, Budescu, William și Iazalde. Elevii lui Daniel Isaila au început bine prima repriză, mai ales că în minutul 35 giurgiuvenii au ratat o ocazie mare de a înscrie. Iazalde a șutat dintr-o poziție extrem de avantajoasă, dar mingea a fost respinsă de Adam Larsen. Cu puțin timp înainte de fluierul final al primei reprize, Budescu a primit cel de-al doilea cartonaș galben, fiind eliminat. După primele 45 de minute de joc, Astra nu a mai fost la fel de determinată, iar în ultimele minute ale finalei, Munir pasează lui Olsen, care înscrie primul și unicul gol al meciului. Astra nu a mai avut nicio șansă de a egala, mai ales că în minutul 90, Laban vede și el cel de-al doilea cartonaș galben. Așadar, trofeul turneului spaniol de fotbal merge în Norvegia, la fel și premiul de 50.000 de euro.